De la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Cristian. 1, 2, 3. Da, îl văd. Da, este el, avem și acordul lui. Îl văd, zice, mulțumit într-o oarecare măsură, dar nu în totalitate. Văd un string mare cu mama. Un string mai mic cu soția, partenera. Și mai văd un draco reptilian și un arhon. Și stringuri mai leagă cu cei din jur pe care îi întâlnește, dar mai apoi dispar. Când își retrage atenția, când schimbă atenția, da? Se retrage. Dar simt liniște așa în câmpurile lui, în sensul că entitățile nu se strofoacă foarte mult să-l facă să respecte contractul, scenariu. E lin, așa, e totul cum trebuie. Păi respectă, probabil, de. Da, și este în scenariu, este în contract. Da. Așa cum pusese scris. Da. Tot îmi zice că e mulțumit. Ce îl mulțumește? Ia să vedem. Mulțumit de ce? Starea, poziția, zice, în care se află acum ca și personaj al vieții, al societății. Se simte bine în postura asta în care ajunge, a ajuns și va ajunge și mai bine, zice. Adică profesia. Da, profesia. Îi place respectul, da, îi place respectul pe care îl primește. Aici văd că își alimentează un pic și orgoliu. Păi de aici și vine. Da. O parte subliminală, nu știu ce nevoie are de respect. Nu, ca personalitate, ca personaj. Ca personalitate se referă. Deci personal. Îi place personajul, rolul pe care îl are aici. Și mai amintește? Și mai o să ducă o viață liniștită. Decentă. Da. Și simt calm, simt liniște, e mulțumit, iar îmi zice că e mulțumit. Am mai avut în alte experiențe? Am mai jucat rolul acesta? De medic? Și amintește? Spune că a avut mai multe roluri în care a fost mulțumit cu personalitatea pe care o avea și respectat. Văd roluri de om de decizii, judecător, nobil, un fel de boier. A avut, boier? Văd, inclusiv titulaturi de cum sunt în Anglia, în casele regale. Nobil. Da, nobilul ăla. Cum e. Sunt anumite titulaturi sub rege, regină, prințese, ca și cum ai fi baron, ca și cum ai fi, nu știu. Și asta i-a plăcut? Văr, unchi, da, din familii regale, cum ar veni, sau... Și asta i-a adus respect și îi place respectul oamenilor respectul din jur la adresa lui. Da, asta îi place, văd că asta îl liniștește. Respectul i-a adus titulatura? Da. Sau ceea ce el a fost, personalitatea, da, personalitatea care a fost, da. Adică respectul, ok, în poziția. Viața
nu poziția. De-aia spun, respectul este bine să-l câștigi prin ceea ce tu ești, cum te comporți tu învață cu ceilalți. Asta, asta o învață, spune, în, asta e a doua sau a treia, zice, viață în care îmi câștig respectul și prin faptele mele și ceea ce eu zic, fac, sunt, dar pozițiile în care s-a născut a fost, i-a adus mai mult respect. Păi, și care e diferența? Nu vede o diferență? Una este respecte unii de frică, de nevoie, exact. Și alta este respecte unii din iubire. În păi sensul că pentru faptele tale. Acum mă respectă mulți din nevoie mai degrabă, nu din iubire. Dar este o, zice, o personalitate în care pot să-mi arăt și iubirea față de oameni acum aici, în această experiență. Și la ce a folosit respectul în care ăla dinainte, prin pozițiile în care se năștea, la ce consideră că i-a folosit? Relaționarea cu oamenii e mult mai facilă și ușoară când alții te respectă pentru cine ești. Nu e niciun merit al tău pentru cine ești acolo nu când contează, te naști. Să spune, acolo nu conta. Păi acolo că nu conta, dar pentru da, el ce întreabă, contează? Întreabă, meritul ăsta, de fapt, îl alegi prin contract, zice. Că ești de acord cu misiunea pe care o ai, contractul pe care îl simți. Da, dar contractul ăla ți-a fost scris de niște unii. În cazul de față vedem două personaje. Poate un să înger fie scris un... de oricine, dacă mie păi convenabil, zice, nu contează. Ok, dar acolo, în rolul ăla, scris de unii poate au avut și ei niște interese. S-a întrebat de ce a primit multe experiențe scrise de unii pentru a-și... Propriul interes. Pentru ce contează atât de mult respectul ăsta? Respectul ăsta care te duce în... S-a întrebat că aceste contracte, aceste scenarii au fost scrise tocmai exploatând această dorință sau această credință sau eu știu ce, a părții subliminale de a fi respectată în spune orice că mod. Orice rol pe care l-ai aici pe pământ, când ai respect, sub orice formă vine el, duci o viață mai bună. A, și? Mai liniștită. Unde l-a dus viața asta mai bună? Ce a câștigat din viețile astea mai bune? N-a avut atât de multe piedici, obstacole, greutăți și suferință, zice. Și? Dacă n-a avut? Pentru ea parte subliminală, pentru ea parte subliminală, s-a ales cu altele, de exemplu cu acest orgoliu. I-a crescut orgoliu. Și-a crescut orgoliu. Iar entitățile acestea, tocmai asta i-a alimentat. Și oarecare mândrie. A, și mândrie și orgoliu și toate. Da. Iar programarea aceasta a primit-o și în această viață, așa cum ne spunea mama, că a fost și ea în credințele ei și mama este curățată, acum așa tocmai ne-a spus, aici acum înainte de sesiune. Zice, aici pot să adaug iubirea față de oameni. Viața de azi. În viața de azi. Dar câte vieți a avut înainte și a practicat iubirea, a simțit iubirea față de oameni în viețile alea în care a avut vieți ușoare și poziții sociale și mult respect? I-a fost respectat din iubire? Nu în toate și nu totdeauna în viețile alea, moment de moment. Poziția socială îți aduce mult respect chiar dacă nu iubești pe toți sau nu te iubești. La ce folosește respectul, pușca mea? Pentru viață liniștită, zice. Pentru viață liniștită. Ce mă interesează pe mine? Și eu am o viață liniștită. Mă interesează pe mine de respect? Mă interesează să mă comport așa
cum aș dori ca alții să se comporte cu mine. Deci eu trebuie să dau, să ofer, ca ceilalți să înțeleagă, să simtă, să se comporte la fel. Păi în viața asta pot să fac asta, zice. Păi în viața asta poate, dar până acum? Dar de ce vorbim de până, de ce vorbim de trecut, zice? Păi vorbim de trecut că găsesc acest respect. O programare care nu, o parte subliminală, nu trebuie să o aibă, în sensul că, practic, partea subliminală, ia să vedem de cât respect s-a bucurat. Când nu a avut corp fizic, în lumea energetică, de cât respect s-a bucurat, ca parte subliminală. Asta e ce rămâne din noi, din rol. Deci, într-adevăr, respectul e un program al fizicalității, al matrixului, de care putem avea parte indiferent de poziția socială prin atitudine și comportament, conștientizare, zice. Exact. Poate exact. Să aibă respect în jur și un om care nu are poziție curățenie, socială. Face exact. Curățenie și e respectat pentru asta. Mm-hmm. Sunt pentru diferite ce forme și nivele de respect. Mm-hmm. Dar, iar alea care până acum le-a practicat, i-au fost date pentru o viață ușoară, n-a obținut un respect din recunoștința oamenilor a ceea ce el a făcut, faptelor sale. Ci a obținut un respect de frică și poziție socială. Și pentru că mulți văd respectul la alt nivel. Așa greșit. Cum l-a văzut și ea, partea subliminală. Greșit. Cum s-a dat seama că a fost greșit acel respect care l-a obținut prin experiențele trecute? Și-a dat seama că în unele experiențe pe care le vede a fost greșit pentru că făcea rău anumitor persoane, fără voie sau cu voie, depinde, dar văd și fără voie. În credință, și, pentru că da, se credea că are o poziție socială și ceilalți stau în genunchi. Cam așa ceva, da, în unele momente, da. Și asta i-a adus ură, frustrare față de la acele persoane către el, față de el. Și nu mai era respect, era frică, zice. Era frică. Să observe că în acele poziții sociale unde își manifesta respectul cu biciu, cu prin poziție, cu prin prepotență, prin orgoliu, să observe că alte persoane, acelea care erau subjugate, să zicem, într-un mod sau altul, generau, cum a zis, ură și toate acele emoții. Și aș vrea să-i faci o fereastră cuantică și să observe toate acele emoții și energii unde se duceau. Pe cordoane către entități. Deci, entitățile să observe dacă se duceau și către entitățile lui și entitățile altora. Da, în special către ale lui. Și vede cum prin el, prin acțiunile pe care le făcea, aceștia își lua din jur, de la alții. Și de la el. Dar vede și că atunci orgoliul lui, această mândrie a lui și orgoliul lui îi alimentau mult pe aceștia. Păi, da. Și frustrările și gânduri în direcția asta. Da. Deci aici văd că vine această viață ca un fel de lecție în care el trebuie să învețe să-și păstreze respectul din iubire. Cel care vine din iubire de la oameni pentru el. Pentru că în celelalte vieți văd că sunt legate de ce văd respect prin frică. Bine, dar de ce ori fi schimbat entitățile acum, mă întreb eu?
punctul de abordare? Entitățile nu au schimbat prea mult punctul de abordare, ci el parte subliminal a înțeles acum asta, că în această viață trebuie să-și câștige respectul prin iubire, nu prin frică. Și această poziție din această viață îl poate ajuta în direcția asta, ca oamenii să-l iubească și să-l respecte, nu să fie frică și să-l respecte. Natura meseriei lui, salvând vieți și tratând oameni, poate câștiga iubirea lor și atunci respectul să vină prin iubirea lor. Bine, are o specialitate și a ales că nu intră în contact cu oamenii. Aici trebuie să-și facă doar meseria cu sinceritate, adică analize medicale, cu sinceritate și cu iubire. E un contact iubirea. Indirect, dar tot este, pentru că de la el pornește mai sigur departe, da. Cum să spun, starea, zice starea de bine sau de rău a omului. Exact. Ok. Bine. Hai să vedem de ce, dacă înainte de a veni în experiența asta și a schimba abordarea în a obține acest respect ca și personaj în corp fizic, dacă a avut mai multe, i s-a oferit mai multe, mă interesează pe mine, mai multe scenarii, mai multe contracte și a trebuit să aleagă. Unul singur. Unul singur. Deci aici trebuie să vedem entitățile care a fost interesul lor oferindu-i acest contract. Ele n-au niciun interes ca o parte subliminale să crească, să înțeleagă. Nu au. Nu, ca să tânjească după libertate. Păi dacă stai în respect, nu mai ești liber. Dacă tânjești după respect, tu nu ești liber. Tânjești după ceva, recunoștința altora și nu ești liber. Să tânjească după libertate, așa văd că scrie. În contract. Da. Adică e o luptă interioară a lui în a fi liber și a fi respectat. Este. Numai că în acest contract a fost băgat numai libertatea să nu și-o câștige. În primul rând, este medic militar. Da? Deci este angrenat este la ordin. Oricând, în caz de conflict, război, va fi pe front. Acum se leagă. Sau... Deci trebuie să tânjească după libertate. Deci l-au băgat în această organizație, da? Ce este armată? Asta una. Doi, deci vreau să analizeze contractul ăsta și să observe că așa cum este, practic în această experiență, ei, entitățile acestea care au scris contractul, papă energia lui, frustrări, emoții, tânjind după libertate, la greu. Of, da, vede chestia asta, e subtilă, spune, nu am recunoscut-o până acum, dar există, e subtilă, zice. Exact. Să stai la ordin, oricum ești un medic, dar tot la ordin. Dar prin această instituție, prin acest angrenaj de mod de muncă și instituție, să faci parte din asemenea instituție, îți aduce respect. Și aoleu, fac pușcanii liniște, de respect. Dar într-adevăr, acum vede subtilitatea contractului în care el, de fapt, nu are libertatea pe care și-ar fi dorit-o ca parte subliminală. Plus că vei respecta tot timpul ordinul superiorilor. Altora, plus deci că armata. E întors. Acest respect e pe dos. Plus el. Că armata se ordonează, este o instituție a statului. Se subordonează politicii statului. Statele sunt subordonate politicii mondiale, care politică mondială, cum am văzut 3-4 ani în urmă, okay, e dictată de alte
instituții suprastatale, ceea în ce văd, dezinteresul oamenilor. Da, ceea ce văd aici în contract, că mai scrie, de fapt, respectul ăsta e întors pe dos cu înțelesul în contract de a respecta reguli și ordine. Deci, adică acum iese la iveală, de fapt, faptul că cuvântul respect din contractul lui este în direcția inversă. Da, este cu subordonarea lui față de alții, nu invers. Da. Și acum și invers era tot o subordonare. Acum vede capcana. Acum vede capcana. Dar și invers, acest cuvânt respect înseamnă subordonare a unora sau a lui. Da, își dă altora. Seama, acum își dă seama de sensul dublu al cuvântului și de capcana în care a căzut semnând astfel de contract. Exact. Observând că trecem înapoi la 3 ani în urmă cu pandemia, cei care au fost cei mai implicați în a convinge populația să meargă, să facă injecția, au fost armata, colegi, doctorii, militari. Ei au convins populația să ducă, să injecteze. Da? Și atunci, încă o dată, poate înțelege partea subliminală, că cum eu nu știu, ce va înțelege și partea fizică. Mintea conștientă, noi avem aici datoria de a conștientiza partea subliminală. Partea subliminală și-a dat seama de capcană acum. Și observăm că cât de programată era partea subliminală de mințile conștiente ale fiecărui corp prin care a experimentat. Da, vede. Datorită contractelor care le-a primit de la personaje, cine or fi ele. Îngeri și ghid. Îngeri și ghid. Tot ăsta era? Tot ăștia erau și vieții în urmă? Da. De 70 de experiențe cu ei. Deci de 70 de experiențe cu ei. Acum, dacă înțelege, încă să se mai uite în această experiență, că venind în această familie și mama fiind foarte programată, l-a crescut tot cu, ne spunea mama, pentru că tatăl a divorțat de când el avea 9 ani și l-a crescut cu multă mândrie, cu efort, ca să-i asigure un viitor, așa cum a știut, cum a putut. Dar acum îi reproșează mamei că a fost dură cu el și n-a primit iubirea despre care ne spunea mai devreme partea subliminală, da? Dar în același timp, relația nu e bună cu mama, în fizic vorbind, pentru că s-a rupt. Acum mama, fiind trezită, curățată, încearcă să refacă relația, doar că mintea lui, conștientă, nu înțelege mare lucru. Nu înțelege că mama s-a schimbat. Și acum stă și dă energie în continuare. Ia să vedem, când îi spune mamei, nu mi-ai dat iubire, n-am simțit, ai fost dură, ai fost strictă, restrictivă, n-ai fost de acord cu relația mea, soția mea, toate lucrurile astea, să vadă, menținându-se în aceste energii, că pe acele stringuri papă tot ăștia. Da, vede cum se duce foarte multă energie din sensul ăsta către ei, către entități și pe reproșurile astea care le are și mâhnirea asta față de lipsa energiei iubirii mamei, din partea mamei. El s-a simțit de multe ori parcă abandonat, dat la o parte și s-a simțit ca un instrument al mamei, fiind copil adolescent. Da, dar observă că astea sunt programele, contractele, cu care venim toți. Da, vede. Făcute subtil sau mai puțin subtil,
funcție de, de programarea și conștientizarea fiecărui părți subliminale, da, le fac în așa fel încât ele se hrănesc în orice mod. Da. Bine. Da, vede. Dacă vede, consideră necesar să tai aceste stringuri? Da. Oricine, da, le și tai orice. Cu drag, zice, le tai. Dacă ha. Pleacă atât de multă energie de la mine spre ele într-o direcție în care nu mă așteptam, să fie întoarsă așa cu sus în jos și mi-au tras capcana asta în care eu credeam că voi experimenta cu totul altfel, nu altceva, ci altfel se referă. Scenariul de experiență i-a plăcut, doar că nu a avut toate datele și n-a înțeles, avut și n-a toate detaliile care fac diferența, zice. Și modul în care a trăit acest scenariu nu-i place. Nu scenariul în sine, cât modalitatea, felul în care s-a desfășurat. Taie stringurile atunci. Nu? Lipsesc multe părți pe care credeam că le voi avea. Voi avea parte de iubirea mamei, de atenție, de o familie, de drăgălășenie, de înțelegere și nu de impunere. De comunicare și nu de impunere restrictivă, adică părerea mea unde era, zice. Ceea ce eu simțeam, zice, nu interesa pe nimeni. S-a simțit ca un instrument între mamă și tată. Da. Ok, taie toate stringurile. Le arde. Ia cele și... două. Le spun să le blocheze. Ordonatori. Pe cei doi să-i blocheze, să-i înghețe. Părțile subliminale. Și se pune în altă parte. Îi îmbrace într-o sferă de lumină care să stea liniștiți. Da. Inclusiv partea subliminală a mamei. Da. Ia să ne uităm un pic. Partea subliminală a mamei cum se prezintă acum? Are același string. Avea același string cu fiul. Un pic îngrijorată pentru situație, stare și tristă că lucrurile nu sunt atât de bine așezate, lucrurile își doresc să ajungă să fie de așezate și că totul se întâmplă mai încet, mai lent, trebuie timp. Pentru că parcă n-are răbdare. Am văzut pentru ce asta. Am văzut, da, am văzut ce am văzut până acum, da? Partea subliminală a fiului lui Cristian. De ce oamenii nu văd schimbarea unui alt om și intențiile bune pe care le are? Dar aici, din nou, ea trebuie să înțeleagă că fiecare om are nevoie de propriul timp și discernământ, de impunere. Asta unul. Da. Doi, oamenii acționează cu mintea conștientă, iar mintea conștientă se bazează pe analiză a ceea ce ea a cunoscut până în momentul actual. Da. Și atunci, până mintea conștientă înțelege că ce s-a schimbat, mama trebuie să-i dea timp. Da, și trebuie să îi dea mai multe exemple, să vadă mai multe momente, situații în care pe mamă s-a schimbată, da? Exact. Și ca el să accepte, până la urmă, mintea lui și mintea a partenerii să accepte și să schimbe ideile și perspectiva prin care o vede. Comportament. Da. Dacă vrea acum mama să-i spună partea subliminală, ce are de spus, îi spună în față părții subliminale a fiului. Îi cere iertare și spune că și eu am fost într-un contract ca acesta, ca și tine, iar lucrurile se pot schimba de aici înainte și să ajungem să comunicăm liber.
fără liber, constrângeri și fără impunere. În condițiile minții conștiente, atât cât mintea conștientă va permite și va înțelege. Da, și ea. Dar dacă partea subliminală, să zic, înțelege suficient de mult, încet, da. Încet, poate să influențeze și mintea. Și elimină contaminările și influențele. Exact. Mama, hai să ne uităm, Ela. Mai vezi vreo entitate, implant, energie? Văd că pot acționa pe stringul pe care l-a avut, acționa entitățile fiului. Prin el veneau și entități de la partenera lui. Deci pe scăderea asta e de vibrație pe atașamentul cu fiul, puteau să facă acțiuni în câmpurile ei, entitățile lor. Sora, mai are mama. Așa, foarte și sora, mare, da. Și îngrijorarea asta e față de ceilalți și față de relațiile ei cu cei din jur, în care o frustrare în direcția asta că nu reușește să comunice pe noua ei limbă cu ceilalți și că ceilalți încă nu înțeleg noua ei limbă. Aici văd o frustrare încă la ea și o nerăbdare și poate un focus frustrare, în care... Nerăbdare. Da. Toate acestea. Alo. Da, te aud. Ce ai zis? L-am auzit? Acum să scoată aud. Frustrarea și nerăbdarea, mama, parte subliminală. Ok. Da. Tăie, fiind tăiat și strângul acum cu fiul, tăie și cu toți ceilalți din jur, cu sora și fiul cu toate... Fiul tăie și cordonul umbilical, ăla, okay. Care cred că a fost destul de puternic. Da, este îl adult. Taie, îl dizolvă. Da, deci taie cu toți cei din jur, scoate afară orice mâhnire, orice nerăbdare, orice neînțelegere încă la nivel mental al ei, toate programele încă care, mentale care încă poate rulează, spune, le scot. Și așteptările ei de la cei din jur. Așteptările mele, zice, încă mă împiedică să văd oamenii așa cum sunt, să-i înțeleg și să am răbdare, zice. Ok, văd că toate le-a făcut o sferă, un ghem și le arde complet. Astea pe mine să nu mă mai controleze și să nu mă mai influențeze și le ars. Ok. Implanturi, nu văd implanturi decât locul unde se făceau pieptul, unde se făceau strângurile cu plexul solar, acolo se adunaseră niște energii stagnante, blocate, care puteau să circule prin corp, dar au dispărut acum și acestea au dat scoțând afară toate astea. Foarte bine. Acum să-și deschidă portal permanent de curățare, da. Vibrația cea mai înaltă și să-l programeze, să se activeze și să absorbă. Zice, vreau înțelepciunea minții mele să fie mereu activată, adică să fie înțeleaptă cu orice aude, orice ascultă și în momentul în care interacționează cu oamenii. Așa, își activează și portalul, îl programează să aspire tot ce este nebenefic în jurul ei și vine spre ea și de vibrații joase. Să lucreze pentru mine, zice, să aspire tot. Da, l-a programat. Stai puțin că vreau o ancoră să mă uit. Da, cumpărături impulsive, cheltuieli impulsive. Așa, așa. Asta umple un gol. Uh-huh. Asta umple un gol al ei care se simțea și se simte probabil încă câteodată neîmplinită, ceva încă lipsește, o fericire de plină care e greu să o atingă și atunci umple cu tot felul de acțiuni. Dar asta era un program din tinerețe, acționat
l-a programat fiind în câmpurile ei și pe Cristian și el face asta. Da, dar încă este activ pentru că se simte singură și atunci umple golul cu lucru. Dar cum să fim singuri când noi ne avem pe noi? Cine, da, să ne umple golul mai mult decât noi, conștient? Noi pentru cu noi. Că ea caută din exterior să atragă. Păi, tocmai asta. Trebuie, da, să înțeleagă partea subliminală. Și probabil cauza este despărțirea de soț, care, da, de fiu, de acolo, într-o oarecare măsură, care nu prea mai vorbește timp, cum ar vrea ea, da. Nu, dar zic, de unde a plecat acest gol în viața asta? În viața ei? Mm-hmm. Asta. Se simțea neînțeleasă de cei din jur. Și nu înțelegeau intențiile ei și o simțeau intruzivă, pentru că ea vrea să atragă cu orice preț lângă ea persoane care să îi umple un gol din ăsta pe care... Dar golul, zic, de unde vine? De unde a plecat golul în viața asta? Așteptările față din jur și totodată dezamăgirile de care a avut parte față de oamenii din jur, de soț, de copil, chiar și de soră, de părinți. Așteptările astea care le-a și ars mai înainte, a și spus că așteptările creau tot felul de dezamăgiri și asta provoca acel gol, acea dezenergizare a ei, în care se simțea dezamăgită. Că cei din jur nu ascultă, nu înțeleg. Să scoată tot programul ăsta al așteptărilor, dacă mai există. Da, l-a scos. Mai devreme aș fi spus că aș scoate toate așteptările care o făceau să... La fel și Cristian. Poate. Frustrări, așteptări. Și o lăsăm pe mama Ela, da? Aici, da, în gula ei. Da. Și acum revenim la partea subliminală, Cristian. A tăiat stringurile, așa. Hai să vedem dacă energii stagnante, blocante sunt. Da, sunt nemulțumiri, neîmpliniri. Păi era împlinit la începutul sesiunii și mulțumit. Nemulțumiri în direcția de familie, văd. Deci nu, la început era vorba de statutul social și personalitate. Acum văd că energii legate de nemulțumire și neînțelegere despre cum funcționează sau ar trebui să funcționeze o familie, zice. Și față de... Înainte de asta să o mulțumească pe mamă și pe tată. Aha, tata, nu știu, mi se pare că nu mai e parcă tata între timp. Dar nemulțumirea asta față de nucleul, față de ce înseamnă familie, aici vă care nemulțumiri și neînțelegeri. Și el vrea să-și clădească o familie mai bună față de ce a avut el. Ok, hai să vadă ce înseamnă programul familia. Cine l-a introdus pe pământ 3D? Și ce înseamnă acest program? Ok, vede și înțelege că a fost introdus pentru înmulțire, în primul rând, și pentru crearea de legături și atașamente. Vede totul ca și pe o rețea. În momentul în care cineva se naște, devine punctul central la unei întregi rețele de legături între oameni și canale energetice. Atașamente, asta vede, da? Programări. Și asta creează rețea de canale pentru entități. Asta vede. Așa înțelege. Observă că prin familie se transmit entități, se transmit contracte, se transmit orice. ADN și informații mai departe. Și exact. Tot așa. Da. Și se ține un lanț. Se pune za cu za, zice, și se creează un lanț lung. Exact. Deci asta e scopul familiei. Și care, până la urmă, parcă ne leagă și ne robește, zice, propriul lanț. Deci acum vede că programul familia, de fapt, e un lanț al părților subliminale,
care da, leagă înlănțuire. Sufletele părți, da, înlănțuirea, da. Unele de altele, în spre gloria entităților în această lume. Da, exact, da? Își dă seama de asta, da. Ok, să scoată și programul ăsta. Niciodată n-a gândit în sensul ăsta programul familiei, zice. Da, scoate afară tot. Plus, mai creează și altceva, dependența unora de alții pentru în cadrul familiei, da? Deci nu așa te ține dependent că îți rezolvă, eu știu, un membru al familiei, una, altul rezolvă alta, mama alta, tata alta, iar tu niciodată nu îți dai voie să-ți manifesti puterea și voința, credința în tine, în puterile tale. Tot timpul ți-o dai către alții, da? Da. Bine. A scos și programul ăsta, Ela? Da, l-a scos. Vreau doar să îi zic mamei care e cu noi să ne spună dacă tata mai este pe lumea asta sau a plecat. Deschide microfonul și ne spui doar asta, Marie. Ok, Ela. Energii stagnante. Este. Ok, deci este. El a plecat prin viața de voastră, adică... De da, a plecat de acasă. Dar... De acasă. Bine, oprește microfonul. Acum Ela se scoate și în toate energiile stagnante, blocante, frustrări, neînțelegeri, frici de orice fel. Toate le scoate partea asta din mine. Da. Da, le scoate toate programele, așteptările, fricile, ideile, gândurile induse sau autoinduse, judecățile, prejudecățile, principiile greșite, implantate, tot ce este nebenefic pentru el, punți, emoții, trăiri, traume, amintiri, stări, de orice fel, toate sunt arse, dizolvate, decreate și peste tot pune în loc voință, curaj, determinare, încredere de sine, iubire de sine, claritate mentală, discernământ, răbdare, iubire, înțelepciune, înțelegere, inteligență, memorie rapidă, ușoară, aducere amintea lucrurilor ușor, idei care să-i vină rapide, pune în folosul lui, canalul abundenței, prosperității, sănătății, bucuriei, fericirii, îl curăță, îl purifică, îl lărgește și lasă toate aceste energii să curgă peste el, peste viața lui și peste întreaga lui familie. Foarte bine. Cum echilibrează toate corpurile energetice, le echilibrează, le armonizează. Păi da, dar aici se vede în implanturi, dacă sunt. Nu mai sunt. Acum, odată cu scoaterea tuturor energiilor stagnante, blocate, au ieșit și acestea. A avut la cap ficat și ceva pe la inimă, dar văd că apărea, dispărea. Și mai văd la rinichi. Asta de la inimă, ce rol avea de a-l face obstrucționa, să simtă iubirea, să... Da, da. Și s-o perceapă diferit, distinct sau distorsionat. Bine. Deci nu mai sunt nici implanturi, da? Nu. Bine. Hai să-i dăm o sferă informațională cu toată informația din conștiința adevărată a lui, care a fost blocată, ascunsă, de frumoși ăștia și informații cu tot ceea ce noi cunoaștem de la alte părți subliminale. Da. Dar înainte de asta, adică cât se uită pe informație, la o primește? Da, o primește. Hai să vedem, că n-am întrebat dacă partea subliminală este întreagă. A venit întreagă în această experiență? Da, este. Era întreagă?
O văd întreagă. Uh-huh. Îi place maximă informația. Îi place informația, ok. Deși pentru minte o să fie ciudată și o să fie foarte science fiction, partea subliminală, zice, o înțeleg foarte bine, e ceea ce îmi lipsea, ceea ce mi-a fost blocat, ceea ce nu mi-aminteam în totalitate decât ceea ce mă lăsau, zice. Da, îl lase. Dar asta se poate repara încet în timp cât se transmit treptat și părți minții această informație și această claritate a lucrurilor, completare, zice, și complexitate a vieții, care această parte este total invizibilă, neștiută și ascunsă de mintea umană. Bine, să urmărească mecanismul karmei, cum funcționează, cum îl creau, să observe că prin acele experiențe în care era trimis să primească respect în familii nobiliare și diverse funcții, eu știu, ca om, de fapt, apoi îi erau, când ieșea din experiențele respective, îi spuneau că a creat karmă pentru că a subjugat niște oameni sau nu i-a tratat cu același respect de care el, ea, parte subliminală, și el, omul, se bucura. Da, da. Și să observe că toate astea veneau conform unor contracte scrise înainte de a intra în experiențele acestea. Adică ei scriau contractele, el era pus și urmărit să respecte acele contracte și apoi tot ei, părții subliminale, când ieșea din experiență, îi se imputau că a făcut nu știu ce și nu știu cum. Da. Da? Să observe că prin unele experiențe, niște acțiuni au fost total ale acelui corp, personalități în care a funcționat, erau controlate mental tot de către aceștia care scriau cu scenariile, că sau executate efectiv în locul lui. Spune că capătă sens acum tot tabloul și își găsește multe explicații, răspunsuri. Ia să vedem câte experiențe a avut ca om 3D. 627. Da. Pune una liberă? Două libere. Uh-huh. A venit ca și conștiință? Cum a venit? Ca și conștiință, da. Din, de pe o planetă de 5D văd că a venit ultimată, deși înainte fusese și în dimensiuni mai joase, înainte de experiența pe această planetă 5D. Spune că a mai fost pe Pământ în 4D a Pământului, a plecat și de când Pământul este în 3D s-a întors. Planeta asta de 5D a avut un avatar? Și ce planetă sau galaxie? Planeta este de 5D din sistemul Larhonilor, zice. Larhonilor, ce nume e ăsta? Larhoni. Nu Larhoni. Dar Larhoni, ia să vedem, de ce seamănă așa de mult acest nume cu Arhoni? Văd că este legat de ființe zburătoare. Aici văd că au aripi, sunt hibrizi, așa să zic, între oameni, deci umanoizi, păsări, dragoni și colibri. Deci mult ADN, aici? Mult ADN de aviar. Păsări, aviar, da. Trupul era umanoid, mâini, piept, bust, picioare. Difereau, să zic, pălmile, mâinile și picioarele, tălpile și capul. Dar toate aveau aripi și aripile iarăși diferă. Diferă de la aripi de dragon, la aripi de pupene sau aripi de liliac. Deci asta diferă. Aici, în acest sistem, deci un sistem solar aici, sunt planete din toate dimensiunile și 3D, dar până în 7D văd că.
soarele lor e de 7 și celelalte văd că coboară în dimensiune până în 3. În acel 3 a fost infestat, 3-4, de arhoni? Treiul a început, da, treiul. Treiul a început să fie infestat de arhoni. Au încercat să urce și în 4, au acaparat și o planetă de 4, dar mai târziu a fost eliberată acea planetă. Și cumva văd că faptul că a venit din acest sistem pe Pământ a venit pentru că a văzut că și Pământul a fost acaparat de arhoni și nu doar de arhoni, ci și de alte ființe din care ei aveau parte ADN. Deci aveau ADN de acestor ființe care astăzi pe Pământ au mai mult ADN din acela regresiv. La ei nu se manifestau neapărat, nu văd să se manifeste ADN regresiv de la aceștia și cumva au venit pentru că au această experiență de a ridica înapoi în frecvențe, vibrații planetele și de a elibera. Acolo au eliberat planeta de 4D, au eliberat-o. Una de 3D, la fel ca pe Pământ, este într-un proces de eliberare și mai este o planetă de 3D complet a lor, a acestor ființe care nu mai au ce elibera, că nu sunt ființe de eliberat, sunt ei acolo. Dar este... Care este, e el? Arhonii. Arhoni. E complet planeta arhonilor 3D, arhoni. Dar acolo este un alt fel de 3D din ceea ce văd, în care nu au permis să atragă părți suflete din alte părți. Și cu ce se hrănesc ei? Nu este o planetă închisoare. Acolo. Se hrănesc cu energia... Se hrănesc cu energia captată de pe alte planete 3D, cum este acesta. Prin migrarea lor. Da, și niște canale și niște portale exact. Care și ce adună de pe planetele care le infestează, trimit și celor de acolo, da? Acea planetă a devenit un fel de planetă cuib, să zic așa. Cuibul arhonilor. Da, așa văd. Bine. Și o țin sub control, o țin acolo blocată. Pentru că este în sistemul lor și atunci controlează. Și văd că cealaltă planetă de 3D pe care văd că și acolo există o luptă de a fi eliberată pentru că sunt părți subliminale captive ca și pe Pământ. Uite, cu acea energie de acolo hrănesc cealaltă planetă a lor unde sunt doar ei. Așa. Și... Cum au reușit să o izoleze pe planeta asta ca să nu infesteze mai multe planete din sistemul ăla? Sunt minoritar, spune. Și sistemul solar nu le-a aparținut niciodată, n-a fost a lor și au amprenta lor energetică și pe acea planetă. Și atunci, cumva spune, acționăm din interiorul planetei. Conștiința planetară încă este conștientă și putem acționa prin conștiința Pământului, spune. Prin acelei planete. Acelei planete, da. Și de ce îi ține acea planetă pe ea, dacă e încă conștientă? Când să infesteze alte planete din sistemul ăla. Ăștia sunt foarte pentru că însăși planeta îi poate ține acolo controlați. Însăși planeta îi ține sub control. Bine. Planeta știe ce face, da? Foarte bine, Ela. Deci a ajuns în 5D pe planeta asta și apoi s-a gândit să vină pe Pământ cu intenția de a aduce cunoașterea, energia. Da, exact. Bine. Vrea să mai facă experiențe de genul cum a făcut până acum? Că uite, cu arhonul s-a ales, având ADN și aviar și toate lucrurile de 70 de vieți. Nu mai vrea. Chemem să-i vină toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, acorduri care le-a făcut cu orice altă ființă, cu plus sau minus, sau neființă, pe toată linia experiențială, conștient sau inconștient. Da.
Din toate le aduce, le arde, le dizolvă, le decrează complet. Să portalul să-și deschidă de vibrația cea mai înaltă, programat ca să devină activ permanent când simte energii, entități de vibrații joase să le absorbă. Și acum absorbe toate ființele acestea. Da. Cheamă să-i vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, acorduri care le-a făcut cu orice altă parte subliminală pe toată linia experiențială. Da. Da. Declară liber, declară liberă orice altă parte subliminală de el, face, anulează orice karmă care a fost impusă de entități și face o infinitate de sfere informaționale pe care, cu toată iubirea lui, și o trimite către toate părțile subliminale care le-a cunoscut vreodată. Da. Sau alte părți subliminale care acceptă, rezonează și primește această informație. Foarte bine. Hai să vedem dacă am mai avut experiențe cu partea subliminală a mamei. Da, a avut. El îmi arată 49 de experiențe importante pentru el cu mama. Dacă mama a primit sfera informațională? Da, a primit. Ok. Dacă tatăl a primit sfera informațională? Da, de asemenea. Și dacă a mai avut experiență? Da, și cu tatăl. Cu tatăl îmi arată 38. Cu, dacă soția primește sfera informațională? Da, și a primește, cu ea mi-arată 21. Și toți membrii familiei, da? Care da. Vor să primească. Foarte bine, Ela. Partea subliminală cum se simte acum? Se simte foarte... Deci mă simt foarte bine, mă simt eliberat și ușor. Și mă încântă informațiile pe care le-am accesat, zice. Păi, sunt informațiile lui. Despre el. Acum, să el număr de la 1 la 3 și să meargă în sinele mai înalt. 1, 2, 3. Da, merge în sine de 10. Trimite rase de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Ok, nu m-am uitat pe întrebări și ne uităm aici, unde este. Așa. Faptul că a fost repartizat la penitenciar ca medic. Face parte din contract. Face parte din contract, dar acum ce poate să-i spună ca parte subliminală? Poate să spun, adică... Să nu-și facă griji, pentru că experiența este doar experiență, iar el poate să devină mai conștient și să se simtă bine oriunde. Dacă el, energia lui, el cu el e bine, oriunde e bine. Exact. Vrea să facă nuntă și mama a încercat să-i explice cu soția. El nu crede, bineînțeles. Ce spune PSN în legătură cu locul de muncă? Ce ar trebui să facă, asta am văzut? Să pună așa. Și legat de nunta asta, ce poate să-i spune? E programul minții, nunta, și iar aș vrea să o mulțumesc pe soția lui. O mulțumesc pe soția ta, dar te alegi cu alte contracte. Și jurăminte, și legăminte, și... E programul minții care înțelege lucrul ăsta așa. Terestru, cum sunt lucrurile. Chimia parte subliminală nu poate să-i mai transmită câte un mesaj subliminal, câte una alta? Spune că o să transmită, dar nu-și face griji, pentru că, cum am spus mai devreme, dacă ea e bine, cu ea e bine oriunde, nu contează unde se află sau ce face. Dar
dacă mintea nu înțelege și rămâne încă în anumite programe, ea parte subliminală până când mintea nu se deschide și nu se conectează cu ea însăși, e greu să perceapă mesajele părții subliminale. Bine, dar partea subliminală, după ce face acest ritual și ce înseamnă el, să anuleze. Da, el poate face asta și o va face, spune cu siguranță. Partea subliminală, tot. Ok. Da. Să-și pună și ea, partea subliminală al Cristiana Ancoră, pentru cheltuieli necugetate. Da. De asemenea, își pune și el Ancoră, astfel încât să vadă importanța lucrurilor pe care le cumpără, nu impulsul emoțional, da. Și pentru mâncare, să pună, mâncat excesiv sau compulsiv. Sau... Da, de asemenea, aș pune Ancoră să mănânce conștient, echilibrat, cât mai sănătos și să-și mențină sau să ajungă la kilogramele optime necesare pentru un corp perfect, sănătos și echilibrat. Foarte bine. Acum, Ela, să vină și mama cu noi, parte subliminală, da? Număr de la 1 la 3 și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință primă, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează fiecare declarația de suveranitate. O spune cu determinare, dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități pe linia experiențială și la art, Cristian. Da. 7% îl decrează complet. Foarte bine. Și acum să vedem câte experiențe a avut în univers. În univers mi-a arătat 270.000. Mm-hmm. Ce face cu linia experiențială contaminată? O arde, își ia doar informația. Ca sine de 10, a mai fost prin alte universuri? Mi-a arătat 2. Mm-hmm. Foarte bine, Ela. Acum să-și activeze fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Să își facă sfera de manifestare aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic, până când manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre, Ela. Da. Și număr de la 1 la 3. Venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Să-și anuleze orice ritual, de orice fel, legământ, jurământ, tot ce ține de lucrul ăsta. Și bine, le-a anulat și înainte, anulează orice semnătură, pe orice contract pe care l-a semnat vreodată. Sau îl va semna. Da, anulează căsătorie și toate tot. Da, da, toate le anulează, le decrează. Și alea cu armata și tot. Toate. Da? Tot ce înseamnă. Ok. Să-și facă două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație și să le trimită pe acest arbore genealogic, să ardă toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea, parte subliminală. Da. Dizolvă, decrează tot. Și acum, Ela, dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da. Peste tot. Dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, toate amprentele energetice, toate energiile stagnante, blocate, toate hologramele,
Entitățile sunt aspirate pe portal de pretutindeni trimise direct în sursa primordială și toate celelalte canale, portaluri, vortexuri, deja sunt vibrații, toate sunt închise, sigilate complet de pretutindeni. Foarte bine. Mulțumim părților, părții subliminale pentru această călătorie. Opresc.